Au rămas doar câteva zile până va începe programul Luna pentru Viață. Pe fondul restricțiilor privind organizarea evenimentelor publice, activitățile se mută acasă și în mediul online. În această lună vor fi organizate activități pro-viață la nivel local. Printre evenimente se numără și Marșul pentru Viață 2021, care are tema Uniți pentru Viață. În perioada 1-31 martie se va desfășura programul Luna pentru Viață. Asociațiile România pentru Viață și Studenți pentru Viață vor organiza mai multe activități. Majoritatea vor avea loc online, iar acolo unde legislația permite, vor fi organizate și activități în format fizic. Luna pentru Viață din acest an, ce se va desfășura în perioada 1-31 martie, am pregătit o serie de evenimente adresate liceenilor, studenților, dar și absolvenților. Primul eveniment va fi în data de 1 martie și se va numi Leapșa pentru Viață. Cel care va da startul va face un filmuleț în care va răspunde la întrebarea ce înseamnă Uniți pentru Viață, aceasta fiind și tema Marșului pentru Viață din acest an. Fiecare va face un filmuleț pe care îl va posta pe o rețea de socializare, iar la final va provoca alți 3 prieteni să răspundă la aceeași întrebare. Pregătim foarte multe evenimente în acest an, avem un calendar foarte bogat. Am pregătit și o serie de traininguri online susținute de Alexandra Nadane, președintele Asociației România pentru Viață, și medicul Alexandru Voropanov. Scopul acestor traininguri este de a le arăta oamenilor modalități în care se pot implica în activități pro-viață, cum pot sprijini o femeie în criză de sarcină, dar și cum își pot alege ideile, cum pot construi un discurs astfel încât să fie pregătiți să participe la o dezbatere pro-viață. Din cauza pandemiei, acțiunea Flori pentru Mămici nu va avea loc anul acesta. Știu că în general și pe 8 martie aveți acțiuni și evenimente, mergeți la diferite maternități, se mai poate face acest lucru în acest an al pandemiei? Din păcate, în acest an nu mai este posibil, ne-am fi dorit foarte mult să putem merge în continuare la maternitățile din București, să le dăruim câte o floare, la fel cum făceam în anii trecuți, dar condițiile impuse de situația actuală nu ne permit să mai putem să desfășurăm activitatea Flori pentru Mămici. Știu că sunt programate și alte evenimente și că aveți o lună întreagă dedicată activităților pro-viață, dar știu că mare parte din aceste activități vor avea loc online. Da, vor avea loc online proiecții de film, va fi un atelier de bannere pro-viață, acesta are ca scop învățarea participanților cum să construiască un banner, iar apoi să îl distribuie pe o rețea de socializare, astfel încât mesajele pro-viață să ajungă cât mai departe la inimile tuturor celor de aici și din străinătate. Există și activități care vor avea loc fizic? Este o activitate numită Caravana Sprijin pentru Femei Însărcinate și Mame. Aceasta se va desfășura în data de 13 martie în satul Micșunești Noi, Comuna Nuci, în care voluntarii România pentru Viață, dar și alte persoane care își doresc să participe la această activitate, vor merge și vor duce diferite produse de uscaznic sau alimente, chiar și haine, familiilor care se confruntă cu o situație mai dificilă sau care se află într-o situație vulnerabilă. A 11-a ediție a Marșului Uniți pentru Viață va avea loc în data de 27 martie. Un număr cât mai mare de instituții și organizații locale vor desfășura activități în luna martie pentru a compensa faptul că Marșul pentru Viață nu se poate organiza în mod fizic. Anul acesta sperăm să participe un număr cât mai mare de orașe în organizarea activităților pro-viață, chiar dacă Marșul pentru Viață nu se poate organiza fizic, poate nu toate orașele vor face un Marș pentru Viață online, așa cum se întâmplă în București. Sperăm ca aceștia să organizeze activități pro-viață, astfel încât să înlocuiască cumva lipsa unui marș fizic în localitatea respectivă. Banii pe care noi îi strângem se îndreaptă către Centrul de Sprijin pentru Copii și Părinți Sfânta Alexandra Împărăteasa și Centrul de Consiliere și Informare Sfânta Elena din București. Acestea sunt două centre deschise de Alexandra Nadane, președintele Asociației România pentru Viață, iar la aceste două centre sunt oferite servicii sociale și sprijin pentru familiile care trec printr-o situație dificilă și pentru mame și pentru femeile care trec printr-o criză de sarcină.
Asociațiile România pentru Viață și Studenți pentru Viață îi invită pe cei care sunt manageri, coordonatori, psihologi, psihoterapeuți, asistenți sociali și specialiști în marketing sau în comunicare să organizeze sau să participe la activitățile din Luna pentru Viață. Cei care doresc să participe se pot înscrie la adresa comunicare@marsulpentruviata.ro.